Bună ziua, domnul Nicu! Bună ziua! Aș dori să vorbim puțin despre credite. Pe ce se bazează faptul că 90% sau poate chiar mai mult de 90% din persoanele care și-au luat un credit își dau seama după un an că au fost păcălite și devin nemulțumite și cam care ar fi greșelile principale și ce soluții am avea sau ați avea, ar avea compania noastră pentru cei care doresc să-și ia credite și pentru cei care doresc să-și refinanțeze, de exemplu, un credit. Din studiile efectuate, într-adevăr, a ieșit că peste 90% din populație sunt nemulțumiți în momentul în care au constatat că ceea ce au crezut în momentul achiziționării creditului nu este același lucru după o perioadă de timp. Acest lucru se întâmplă pentru că cele 5 întrebări care ar trebui să aibă răspuns fiecare, nu au avut cunoștință despre ceea ce trebuie să întrebe inspectorul bancar în momentul când încheie contractul. Din acest punct de vedere, noi recomandăm tuturor ca în momentul în care vor să facă acest pas, să aibă răspunsul la aceste întrebări și să facă analiza înainte de a lua decizia încheierii contractului de creditare. Vorbiți despre niște întrebări. Să înțeleg că în spatele răspunsului acestor întrebări se află, să spunem, niște greșeli pe care marea majoritate le fac dacă nu cunosc răspunsurile la aceste. Greșeala este că oamenii văd lucrurile în ansamblu. Însă, răspunsul acestor întrebări este diferit pentru fiecare persoană în parte. Și aici este foarte important de înțeles. Pentru că fiecare este diferit cu o situație materială diferită, cu o poziție socială diferită și răspunsul este diferit pentru fiecare persoană în parte. Și o să vă dau un exemplu foarte simplu. La loc, o persoană cu un salariu mediu pe România, exemplu 1500 de lei, da? Care are o situație, dacă este singur, necăsătorit și niște cheltuieli și se face o anumită analiză, are o altă situație în care este căsătorit, soția nu lucrează, o altă situație în care este căsătorit, are un copil și soția nu lucrează, o altă analiză se face când este căsătorit cu doi copii, soția nu lucrează și o altă situație când este căsătorit, doi copii, dar lucrează și soția. Deci deja o singură persoană în 5 variante sau impostează diferite. Din acest punct de vedere, fiecare trebuie să aibă răspunsul personalizat pe situația lui proprie. Din acest punct de vedere, am spus că trebuie să ne cunoaștem noi răspunsurile ce ni se potrivesc nouă. Așa că recomandarea noastră a firmei este ca să ne găsim aceste răspunsuri și să cerem sfatul și ajutorul unui specialist în primirea acestor răspunsuri și compania noastră poate să ofere consultanță în acest domeniu tuturor celor interesați să primească răspunsurile personalizate, datorită faptului că există o diferență foarte mare între angajatul unei instituții bancare, a unei bănci, indiferent cum se numește, și un consultant financiar la o companie independentă. Și pentru asta să vă spun un lucru foarte simplu și la care oricine poate să dea răspunsul. Ați văzut odată o situație în care se uitați într-o bancă și să doriți să contractați un credit sau un depozit bancar, iar funcționarul băncii respective să zică, știți, noi avem această ofertă, dar mergeți la banca de lângă, că sunt plin de agenții peste tot, ca o ofertă mult mai bună. Credeți că s-a întâmplat acest lucru? Nu, niciodată. Evident, nu se poate întâmpla acest lucru, deoarece e angajatul instituției respective. Instituția respectivă îl plătește să facă acest lucru. Nu poate să facă competiție sau concurență neloială trimițând clienții în altă instituție. Noi, consultanții independenți, companiile independente, putem să facem acest lucru pentru că nu suntem legați de nicio instituție bancară, astfel că putem face analiza reală în interesul clientului. Ce este foarte important, pe noi ne interesează ca oferta pentru client să fie cea mai bună și nu contează instituția bancară la care va încheia contractul. De aceea, răspunsurile la aceste întrebări sunt personalizate, făcute în urma analizei globale asupra tot ce înseamnă clientul
poziție, v-am spus, venituri și așa mai departe, și cerințelor asupra creditului. Pentru că, dacă vă uitați în cele 5 întrebări, sunt niște întrebări care mă determină pe mine să gândesc ceea ce doresc. Pe ce durată îmi vreau creditul? Am întâlnit foarte multe persoane să spună, eu vreau numai pe 3 ani, nu vreau să mă îndatoresc pe mulți ani. Eu nu vreau un euro, vreau un lei. Eu nu vreau în altă valută. Sau vreau doar în valuta X. Vreau, nu vreau să pun ipotecă, vreau să pun ipotecă. Sunt foarte multe exemple în care clienții își pun anumite dorințe. Și de aceea noi trebuie să explicăm fiecare lucru, să venim cu argumente și cu cifre, pentru că matematica este știința care nu poate fi păcălită, absolut, astfel încât clientul să decidă ce e mai bine pentru el. Și de aceea, repet, totul este personalizat ca o dietă personalizată pe clientul respectiv. Și așa că cele 5 întrebări, de fapt, sunt și 5 deșeuri care le fac clienții noștri și persoanele în general. A șasa și cea mai importantă greșeală care o fac este aceea de a reacționa la impulsurile unui marketing sau unei reclame, sau intră în prima instituție și reacționează sau sunt de acord cu ce îi se spune, fără să ceară ajutorul unui specialist. Și când spun specialist, mă refer la consultanți independenți, cei care nu sunt angajați instituției respective și n-au niciun interes, niciun parti pris cu instituția respectivă, ci doar cu oferta și varianta cea mai bună clientului. Pentru acest lucru, toți cei interesați să își achiziționeze în viitor un tip de credit, pot să primească de la noi răspunsurile aferente, astfel că, dacă își introduc numărul de telefon, noi îl contactăm, luăm legătura și vom stabili împreună cum să răspundem la aceste întrebări și care sunt răspunsurile potrivite pentru el. Pentru această consultanță, îi se percepe vreo taxă omului? Pentru primul contact, consultanța este gratuită, fiecare client are o oră de consultanță gratuită în care stabilim ceea ce e de făcut și în urma căruia fiecare persoană își va lua decizia ce face de acum înainte, bineînțeles, primind informațiile ce îi interesează. Am înțeles. Întrebările le vor vedea oamenii pe această pagină unde este postat video. Dacă aveți o recomandare, o ultimă recomandare pentru acest mesaj. Recomandarea noastră este să se ducă cu încredere la consultanții financiari independenți, așa cum firma Brain este o firmă cu experiență și cu persoane cu experiență care pot să facă acest lucru, pentru că noi putem să-i oferim soluții, chiar multe refinanțări care să-i ajute să depășească la un moment sau o decizie greșită în trecut și să contacteze cu încredere acești consultanți financiari. Vă mulțumim frumos! Plăcere!